cea mai înaltă femeie din lume a zburat pentru prima dată cu avionul ocupând șase locuri transformate într o targă mare. Cu o mică ajustare a scaunelor, Rumeisa Gelgi s-a urcat în sfârșit într un avion pentru prima dată în viața ei. Nu a fost un drum ușor, dar cea mai înaltă femeie din lume a făcut prima călătorie cu avionul cu ajutorul unei companii din Turcia. Gelgi, care se află în Carta recordurilor datorită înălțimii ei de 2,15 metri, a reușit să facă această călătorie după ce compania aeriană din Turcia a transformat șase locuri din avion în targă. Gelgi trebuie să călătorească cu targa din cauza sindromului Waver, o tulburare genetică caracterizată printr-o creștere rapidă. Ea se deplasează în mod normal cu scaunul cu rotile, dar uneori merge pe jos pe distanțe scurte. Femeia lucrează în IT mai exact ca dezvoltator de software, are 25 de ani și și-a dorit să călătorească în Statele Unite ale Americii pentru a colabora cu Guinness la un eveniment special. Însoțită de mama ei, tânăra s-a urcat în avion cu scaunul cu rotile înainte de a se întinde pe targa din interiorul avionului pentru un zbor de 13 ore spre San Francisco. Ea le-a spus reporterilor de pe aeroportul din Istanbul că este foarte încântată să călătorească cu avionul pentru prima dată și că acest zbor este important pentru ca pacienții ca ea, care au nevoie de o targă, să poată călători. Acesta va fi primul meu zbor, precum și prima mea călătorie în străinătate, dar cred că această experiență va fi o premieră pentru multe persoane, nu doar pentru mine, pentru că, după cum știi, Opțiunea de a călători ca pasager stând pe o targă este în general rezervată pacienților care sunt transferați de la o secție de terapie intensivă la alta. Este o alternativă pentru pacienții care sunt trimiși de la un spital la altul și au nevoie de ambulanță. "Cu toate acestea, pentru că nu am putut sta pentru perioade lungi de timp din cauza scoliozei sau a tulburării de curbura a coloanei vertebrale, a trebuit să zbor pe o targă", a spus ea. Gelgi locuiește în Karabuk, în Turcia, la aproximativ 200 de kilometri nord de capitala Ankara. Ea spune că își folosește titlul de record mondial pentru a susține și a sensibiliza oamenii cu privire la sindromul Weaver, cât și la scolioză. Cel mai înalt bărbat din lume este tot din Turcia, Sultan Kösen, are 2,51 de metri înălțime. Relatează avantaje.ro.